Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Lucian Costin, primarul municipiului Tecuci. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, să spunem de la început, este o emisiune înregistrată. A trecut ceva timp de la ultima emisiune pe care am realizat-o împreună, avem mai mult de o lună și jumătate de când nu ne-am mai întâlnit aici în platoul de filmare. Între timp am văzut că ați bifat câteva proiecte de infrastructură, ați organizat evenimente. Cel mai important din punct de vedere al participării a fost petrecerea de 1 iunie. Cum s-au distrat copiii, cum s-au distrat tinerii în centrul municipiului Tecuci? Plecând de la premisa că cel mai important lucru pe care noi adulții îl avem sunt copiii, am făcut o regulă ca de 1 iunie să ne organizăm și să ne mobilizăm, să le facem o zi a copiilor așa cum își doresc toți copiii să aibă. Am avut o zi extraordinară cu mii de participanți, împărțită în două. Am avut o primă parte pentru copiii mai mici în prima parte a zilei, unde am avut tot felul de animatori, de magicieni și toate minunile acestea care fac plăcere copiilor cu face painting, cu tot felul de activități. Iar spre seară am avut și pentru cei mai apropiați de vârsta de 18 ani, adolescenții în general, am avut și o petrecere cu nume mari din muzică, și anume Mira, Sony Flame și Delia. Au fost peste 10.000 de participanți seara, oameni care au venit atât din municipiul Tecuci, cât și din comunele limitrofe. Iată că am reușit să împământenim acest eveniment, ca de 1 iunie oamenii să se adune la Tecuci și să reușim să le smulgem un zâmbet, pentru că după muncă trebuie să mai avem un pic și de relaxare, trebuie să ne mai și bucurăm, iar zâmbetul copiilor este de neprețuit. Am văzut pozele, proiectăm și noi în momentul de față pe ecran cu concertul acesta, Delia, Mira, Sony Flame și MC Ionuț Ungureanu, un vocalist pe care îl știam de la formația Provinciali. O mare de oameni care au petrecut și cel puțin din fotografii, din filmările pe care le-am văzut acolo, păreau că se simt foarte bine. Când a fost organizat ultima oară un concert de o asemenea anvergură la Tecuci? Anul trecut, de 1 iunie, pentru că noi nu avem mai multe evenimente organizate la nivelul municipiului Tecuci, ne-am focusat foarte mult pe acest 1 iunie. Cred că și anul acesta a fost un real succes. Ne dorim să organizăm în partea a doua a anului, în septembrie sau octombrie, un nou eveniment major, astfel încât la nivelul municipiului Tecuci să avem două evenimente majore în fiecare an, unul în prima parte a anului și unul în a doua. Nu vrem să facem mai multe, pentru că nu putem să aruncăm cu banii în câini, dar trebuie să găsesc o formulă în așa fel încât să producă și ceva bani aceste evenimente, astfel încât costul cu aceste evenimente să fie cât mai scăzut. Din acest motiv, în acest an am primit primele oferte pentru a găsi sponsori la acestea și ușor-ușor o să încercăm să atragem cât mai mulți oameni să ne sprijine în aceste evenimente, pentru că până la urmă e o modalitate de a-ți face reclamă în comunitate, și dacă noi primăria cheltuim mai puțin bani pe aceste evenimente, este un real câștig pentru toată lumea. Deși în general am văzut unele dintre postările dumneavoastră, în general postările dumneavoastră sunt însoțite și de comentarii negative, aveți acolo și oameni care au grijă să comenteze negativ la fiecare postare pe care o aveți. La postările legate de acest concert, acest spectacol, a fost proporția comentariilor pozitive, a fost mult, mult superioară. Mă gândeam, poate asta este o rețetă prin care veți reuși să îi atrageți pe tecucenă de parte? Nu, rețeta vă explic eu care este. În general, la toate postările mele, există o parte din susținătorii activi care comentează și mă bucur că intervin pe aceste postări. Sunt o parte din cetățenii neutri care sunt spectatori și mai există o categorie de conturi false gestionate de opoziție, care la comanda partidului trebuie să intervină cu tot felul de comentarii mincinoase și uneori
uneori chiar agresive, aș putea spune. Este trist că așa se înțeleg unii să facă politică, dar din păcate ne-am obișnuit cu acest lucru. Uneori și cetățenii, cei de bună credință, intervin pe aceste comentarii și ceartă pe aceștia, dar ne-am obișnuit cu acest lucru. Eu îmi iau foarte multe informații din discuțiile pe care le-am cu cetățenii, pentru că foarte mulți oameni, nu exagerez, dar sute de oameni înscriu lunar în privat pe Messenger-ul de la Facebook. Le răspund acestor oameni în măsura în care pot, că nu pot să le răspund instantaneu, dar le răspund. Mi-au foarte multe informații și oamenii au văzut că au cu cine vorbi și are cine să-i asculte. Lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Evident, revenind la cele comentarii de care faceți dumneavoastră vorbire, cine nu muncește nu greșește. Am capacitatea de a accepta și faptul că uneori mai și greșim în ceea ce facem. Dar nu este voit. Una este să greșești voit și alta este să greșești din prea multe proiecte. Pentru că astăzi, la nivelul municipiului Tecuci, avem o sumedenie de proiecte și mai apar și blocaje pe acestea. Vă dau un scurt exemplu. Avem o stradă în municipiul Tecuci, se numește strada Matei Basarab, începută din septembrie anul trecut. Am fost 3 luni blocați de cei de la apă și canalizare cu lucrarea și tot de vreo 3 luni suntem blocați de cei de la electrica. Pentru că intenționăm să îngropăm toate cablurile de curent de pe stâlpi, intenționăm să schimbăm toți stâlpii și așteptăm de 3 luni de zile de la electrica un amărât de aviz. Iată că se întâmplă să creăm disconfort față de oameni, dar nu că vrem noi, pentru că se întâmplă tot felul de situații neprevăzute. Și comunicați genul acesta de informație și către tecuceni prin intermediul rețelelor de socializare? Nu reușim să comunicăm de fiecare dată tot ceea ce se întâmplă pe fiecare proiect în parte, pentru că avem foarte, foarte multe proiecte începute în municipiul Tecuci. Dacă ați urmărit pagina de socializare, sigur, Facebook, da, în principal, ați văzut că am ajuns la un moment dat la strada numărul 32 sau 33. Da, peste 30 exact. De străzi deci le aveți deja asfaltate. Vorbim de lucruri concrete, de străzi care se asfaltează zi de zi și la această oră avem străzi care se asfaltează. Chiar în momentul în care înregistrăm această emisiune, pentru că se lucrează undeva până la ora 18:30-19, în fiecare zi pentru asfaltarea acestor străzi. Nivelul acesta de lucru nu a fost întâlnit niciodată în istoria Tecuciului și evident că avem limitați oamenii alocați acestor proiecte în primăria municipiului Tecuci, pentru că nu am venit și am mai angajat încă 100 de oameni ca să gestionăm atâtea proiecte. Încercăm să facem minuni cu oamenii care avem. Ba mai mult, față de oamenii pe care am avut inițial, avem mult mai puțin față de ce decât necesarul pe care ar fi nevoie pentru a urmări aceste lucrări, dar eu spun una peste alta că suntem în grafic cu tot ce ne-am propus. Ca să vă demonstrez că am urmărit pagina dumneavoastră de Facebook la acest capitol, o să vă spun chiar că am reținut că după ce ați terminat cu strada Horia, veți intra pe strada Roșiori. Așa este, strada Roșiorii a fost asfaltată cu primul strat de binder, urmează să turnăm uzura probabil într-o săptămână, două. Deci suntem cu lucrările destul de avansate în foarte multe străzi și urmează să implementăm, zic eu, undeva în septembrie și asfaltările pe Programul Național de Investiții Anghel Salini, acolo unde alt lot de străzi vor fi asfaltate. Mai avem ceva probleme în zona centrală cu cei de la Rotarii care lucrează într-un mod destul de haotic. Am așteptat sprijinul domnului prefect, care de fapt a făcut și un anunț public că va interveni pe acest subiect să se circule mult mai bine și mult mai legal în municipiul Tecuci, în zona centrală. Din păcate n-am văzut nicio rezolvare pe acest subiect. Ba mai mult am văzut că cei de la Rotare au lucrat mult mai rău față de cum lucrau ei. Am vorbit despre acest lucru la emisiunea trecută, dar pentru cei care n-au urmărit acest subiect, am să vă rog să reveniți puțin. Cine și ce face această firmă și de ce spuneți că lucrează? Deci la nivelul municipiului Tecuci avem în implementare un proiect prin fonduri europene, implementat de societatea, operatorul regional de apă și canalizare SC Apă Canal Galați-SA, care printr-un contract a atribuit această licitație de modernizare a serviciilor de apă și canalizare a rețelelor de apă și canalizare din municipiul Tecuci către o societate SC Rotarii SRL.
O societate care, din păcate, la acest moment este în insolvență și are o capacitate financiară destul de scăzută. Lucrurile acestea creează foarte mult disconfort pentru toți tecucenii. La acest moment au reușit să readucă la forma inițială parțial zona centrală, mai au o zonă de reabilitat și sper eu ca până la finalul verii să terminăm o dată cu aceste lucrări, pentru că este foarte important de știut de către toți tecucenii, și anume că în toată zona centrală va fi modernizată pe fonduri europene, plecând de la intersecția, noi avem un rond Lidl acolo la noi în Tecuci, și până la intersecția cu Dimitrie Hârlescu vom schimba trotoare, vom schimba borduri, vom schimba asfalt, vom introduce toate cablurile în subteran, vom schimba sistemul de iluminat public și vom face intersecțiile pe care le avem, le vom face smart, astfel încât timpii de așteptare să fie cât mai scăzuți pentru toți participanții la trafic. Lucrurile acestea se vor întâmpla prin fonduri europene, deja proiectarea se apropie de final, iar în toamnă, când se vor deschide liniile de finanțare, vom depune acest proiect la finanțare. Iată că așteptarea, să zic așa, a tecucenilor, zic eu că la final va merita, pentru că este important să avem un centru modern, un centru cum vedem și noi în alte orașe, mult mai avansate din acest punct de vedere față de orașul nostru. Spuneam la începutul emisiunii că aceasta este o emisiune înregistrată, așa a fost și precedenta emisiune. Acesta este motivul pentru care mesajele pe care le primim în momentul în care facem streamingul acestei emisiuni nu vi le pot aduce la cunoștință în timp real. Aș vrea totuși să vă citesc câteva dintre mesajele pe care le-am primit la emisiunea trecută și poate le răspundeți telespectatorilor. Un domn din Tecuci spune să se asfalteze străzile principale, nu străzile pe care circulă doar câteva mașini. Probabil se referă la străzi mai mici. Se referă exact la ce vă spuneam, la lucrările de infrastructură, apă și canalizare pe care SC Rotary le face. Dânsul are mare dreptate, pentru că zona centrală a fost grav afectată, încă este afectată de aceste lucrări. Eu sper, așa cum spuneam, până la finalul verii să terminăm o dată cu aceste lucrări. Iar în ceea ce privește asfaltul sau asfaltarea celorlalte străzi, eu vă spun în felul următor, că e nevoie de asfalt și la periferia orașului, pentru că și acolo sunt copii, și acolo sunt bătrâni, și este anormal ca în 2023 să-ți duci copiii în brațe la școală în momentul când plouă. Lucrul acesta se întâmplă astăzi în municipiul Tecuci, iar proiectele de investiții în infrastructura rutieră, cel puțin de când sunt eu primar, le gândesc în felul următor. 70% din bani se duc către asfaltarea străzilor neasfaltate de pământ și 30% îi ducem către modernizarea celor asfaltate, dar care nu sunt într-o condiție bună, adică să păstrăm un echilibru în ceea ce privește nivelul investițional în tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră. Un alt telespectator spune, se asfaltează numai acolo unde are primarul interese. Unde aveți interese și de ce asfaltați numai acolo? Pe 33 de străzi am interese. Vă dați seama că dacă aș avea interese pe 33 de străzi, ar trebui să îl depășesc pe Gigi Becali în ceea ce privește nivelul de proprietăți pe care le dețin, dar nu este așa. Aceste străzi le stabilim împreună cu aparatul de specialitate, în funcție și de gradul de circulație, în funcție de mai multe criterii, astfel încât să mulțumim cât mai mulți cetățeni. Evident că în momentul în care asfaltezi din trei străzi paralele, o asfaltezi pe una singură, ceilalți de pe celelalte două străzi o să te întrebe, dar strada noastră când va fi asfaltată? E bine de știut că noi încercăm să facem un program multianual de asfaltări, astfel încât să nu mai rămână nicio stradă neasfaltată. Lucrul acesta nu putem să-l facem peste noapte, oricât de mult mi-aș dori. Și eu mi-aș dori uneori să am o baghetă magică, să bat din două ori de nea și, peste noapte să ne trezim cu asfalt, cu conductele de apă trase, cu conductele de canalizare schimbate și toate cele. Dar nu se poate, din păcate, trebuie să avem și un pic de răbdare. Când se va termina toată nebunia cu gropile din zona centrală? Bănuiesc că face referire, la acest contract cu societatea Rotary. Eu am primit adresă de la societatea Apă Canal Galați.
care ne-a comunicat faptul că în luna septembrie vor termina contractul. Acum eu sper să finalizeze acest contract, chiar dacă autorizația de construire nu este dată de noi de primărie, ci este dată de Consiliul Județean. Prin pârghiile puține pe care le-am avut, nu am făcut altceva decât să dăm câteva sute de milioane amenzi către această firmă pentru nerespectarea condițiilor legale în ceea ce privește semnalizarea lucrărilor de intervenție pe carosabil. Din păcate, dacă dădeam noi autorizația, noi primăria municipiului Tecuci, am fi avut alte pârghii de control și de sancționare acestei firme. Cu trimitere la un subiect pe care l-am atins la emisiunea trecută, vă întreabă cineva ce ați rezolvat cu câinii vagabonzi. Este plin orașul de câini fără stăpân și dorim de la dumneavoastră un răspuns clar, concret. Deci clar, concret, în următoarea perioadă vom pregăti delegarea acestui serviciu către o firmă privată, pentru că nu reușim să strângem toți câinii din oraș, pentru că sunt foarte, foarte, foarte mulți. În aceeași măsură, așa cum am spus și emisiunea trecută, lucrăm la cauză, pentru că trebuie să vedem de unde apar acești câini și vina este tot în curtea noastră, a oamenilor în general, pentru că nu vrem să sterilizăm acești câini, ne este milă de puii care se nasc, îi creștem, după care îi abandonăm pe stradă să facă primăria ceva cu ei. Lucrul acesta nu este constructiv și aduce multiple probleme în comunitate. Noi am alocat în fiecare an câte 50.000 de lei pentru sterilizări gratuite. Din păcate, nici în acest an nu s-au finalizat acești bănuți, pentru că mi-aș fi dorit ca la rectificarea de la jumătatea anului să aloc bani în plus pentru această situație, pentru sterilizarea gratuită, dar nici cetățenii nu au interes în a-și steriliza câinii conform prevederilor legale. Deci veți lansa un concurs pentru identificarea unei firme care să se ocupe de acest subiect? Da. Deci vom face o licitație și vom externaliza serviciul de ecarisaj, pentru că trebuie să ne adaptăm la cerințele actuale. Într-adevăr, cetățenii au dreptate, sunt foarte mulți câini în anumite zone. Noi cu ai noștri nu reușim să strângem decât undeva în jur de între 80 și 100 de câini pe lună. Faceți dumneavoastră un calcul că într-un an depășim 1200 de capete adunate de pe stradă și cu toate acestea, în continuare, sunt foarte mulți câini. Dacă tot am vorbit ceva mai devreme despre organizarea de evenimente, să spunem că Tecuciul a fost capitala românească a cercetășiei. Citez acum de pe site-ul radiotecuci.com. Sute de cercetași din toată țara au fost la Tecuci în județul Galați. Conform unei tradiții de aproape 100 de ani la Tecuci, în fiecare an, în ultimul weekend din luna mai, se adună sute de cercetași din țară și din străinătate. După două zile de activități specifice, în cea de-a treia zi, cercetașii participanți depun sau își reînnoiesc promisiunea cercetașului. La Tecuci, în fața monumentului cercetașului, singura statuie din lume dedicată copiilor cercetași, are loc cea mai importantă ceremonie din țară de depunere a promisiunii. Cohorta Oltea Doamna din Tecuci este cea mai veche formațiune de cercetași din România și a fost înființată în 1915 sub patronajul principelui Carol, viitorul rege Carol al II-lea. Am încheiat citatul. Cum a fost la acest eveniment? Câți oameni au participat? Am văzut doar poze. Chiar nu știam despre faptul că Tecuci a fost capitala românească a cercetășiei. A fost un eveniment extraordinar de bine organizat și mulțumesc tuturor celor implicați. Am primit vizita a peste 600 de copii cu îndrumătorii lor din toate colțurile țării. A fost un eveniment desfășurat pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, iar punctul culminant a fost ziua de duminică, când s-a depus jurământul acestor copii. După o pauză de câțiva ani datorită pandemiei, iată că acest eveniment de tradiție revine la Tecuci și revine într-o formă în care încântă pe toți participanții. Pentru mine, ca reprezentant al tecucenilor, nu poate decât să mă bucure faptul că reușim să ducem cu zâmbetul pe buze peste 600 de participați în toate colțurile țării, care spun la un moment dat: domnule, dar de unde veniți? De la Tecuci. De pe ce se întâmplă la Tecuci? Păi am fost să depunem jurământul.
Și de ce la Tecuci? Pentru că la Tecuci este, iată, un monument foarte important în ceea ce privește activitatea de cercetaș al României. E o activitate la care ținem foarte mult, avem și un loc dedicat acestei activități. Avem o insulă a cercetașului pe care se întâmplă foarte multe lucruri frumoase, focuri de tabără, cântece de chitară, lucruri foarte, foarte, foarte frumoase. Cei prezenți campează în corturi, în aceste zone, își gătesc mâncarea, își spală singuri toate farfuriile și toate lingurile pe care le folosesc pentru a-și servi masa. E o activitate foarte interesantă pentru tineri și vrem din ce în ce mai mult să investim în această zonă de parc, pentru că e un parc totul unde se întâmplă, astfel încât să creăm cât mai multe activități și să fie o emblemă până la urmă pentru noi, pentru toți tecucenii. Da, pentru că nu se cunoaște la nivel național atât de bine despre acest subiect. Sunt sigur că dacă această informație ar fi ajuns la redacțiile de știri, la televiziunile naționale, devenea subiect rostogolit în toată presa națională. De regulă, agențiile de știri fug după știrile negative, dar eu cred că în țara românească... Nu mai credeți-mă. Eu cred că totuși în România mai bine se unele întâmplă... știri negative, dar și știrile pozitive dau un anumit echilibru și cu siguranță și au locul lor foarte bine stabilit. Sunt foarte multe lucruri bune care se întâmplă astăzi la nivel de țară, de tot ce înseamnă plan de dezvoltare. Numai că uneori, umbriți de aceste mici eșecuri, că vorbim de clasă politică, că vorbim, eu știu, de tot felul de probleme din administrație, că e centrală, că este locală, nu reușim să vedem și ceea ce se întâmplă bine în această comunitate. Vorbeam mai devreme, înainte de intrarea în emisiune, de faptul că săptămâna viitoare se va finaliza podul peste Dunăre. Iată un moment istoric, aș putea spune, pentru toți locuitorii din zona Galați-Brăila, pentru că este o investiție, este cea mai mare, de fapt, investiție de infrastructură după Revoluție încoace. Și iată că am reușit să o ducem la bun final. Adică păi trebuie și credeți că ar putea fi pus în umbră de o știre negativă de genul viol, furt sau altceva? De regulă să știți că vedem doar când se dărâmă un pod, când, dar trebuie să vedem și faptul că se întâmplă lucruri bune în această țară. Deci eu mă uit și urmăresc foarte mulți primari, urmăresc foarte mulți președinți de consilii județene. Dom'le, se întâmplă lucruri în această țară. Dacă nu vrem să le vedem noi ca cetățeni, înseamnă că avem o problemă. Pentru că atât în județul nostru, cât și în alte județe, nivelul investițional pe care îl avem la acest moment n-a fost niciodată. Și pe infrastructură rutieră, și pe modernizat școli, și pe spitale și pe toate domeniile de activitate sunt foarte, foarte multe investiții. Trebuie doar să încercăm să vedem și lucrurile bune care se întâmplă în comunitățile noastre. Sigur că da. Chiar pentru asta pledez. De aici am și început. Dom'le, anunțați. Chiar la anul am să vă rog să mă anunțați din timp. Mi-ar plăcea să vin la Tecuci să văd acest eveniment, să filmăm, să dăm o știre și cu siguranță sunt și alții jurnaliști, corespondenți de televiziuni centrale care ar putea să vină și să facă din acest subiect un subiect național. Despre bani o să vreau să vorbim în continuare, domnule primar. Ați reușit să câștigați un proiect în valoare de 14 milioane de lei, bani ce vor merge în educație. Dotarea tuturor unităților de învățământ cu echipamente moderne de studiu interactiv și mobilier. Dați-ne mai multe detalii. Iarăși ar trebui să plec de la faptul că trebuie să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, pentru că au lucrat foarte mult colegii din primărie pe acest domeniu, împreună, bineînțeles, cu directorii tuturor școlilor și grădiniților din Tecuci. Este un proiect de 2,8 milioane de euro, cred, la final, prin care vom dota toate școlile din municipiul Tecuci cu mobilier nou. Vom dota școlile cu calculatoare noi, în fiecare sală vor fi table inteligente, vom avea calculatoare, vom avea tot necesarul pentru ca educația să se desfășoare în cele mai bune condiții și actualizată la situația reală, când
evident, majoritatea copiilor, cred că au acces la un smartphone, au acces la tot felul, la calculatoare și toate cele, venim în sprijinul lor să, ca profesorii să poată preda într-un mod cât mai plăcut și să-i ținem cât mai captivați. Pentru că dacă telefonul reușește să ne captiveze tinerii așa mult timp, cred că dacă ne ducem un pic și către tehnologie, reușim să-i atragem mai mult la școală. E un proiect la care țin foarte mult, pentru că de când am venit primar am investit foarte mult în educație în general, pe parte de modernizare a tot ce înseamnă unități de învățământ și unități de învățământ, mă refer și la primar și la gimnazial, dar și partea de preșcolari, pentru că îmi doresc tare mult ca toate condițiile pe care elevii le au să le găsească în școlile în care se duc. Cred eu că școlile frumoase devin mai atractive pentru educație și trebuie să-i ținem cumva mai aproape de... Frumoase și foarte bine dotate, da, până exact. La urmă despre asta este. Și este un proiect la care țin foarte mult. Am avut emoții până am văzut aprobarea, pentru că de fiecare dată când depun câte un proiect la care țin, am emoții până îl văd aprobat. Astăzi, spre exemplu, am depus un nou proiect prin PNRR de 1,5 milioane de euro pentru înființarea primului centru de zi pentru bătrâni. Avem o școală într-un cartier din Tecuci, Cernicari se numește cartierul, unde, din păcate, populația tânără a scăzut foarte mult, școala a rămas în paragină și am spus să dăm altă utilitate acestui edificiu și l-am transformat într-un cămin de bătrâni. Aștept aprobarea acestui proiect ca să pot informa cetățenii că se va întâmpla. Momentan l-am depus, eu sunt convins că punctajul pe care l-am obținut este unul promițător, dar până nu vedem răspunsul final, deocamdată nu zic nimic. Da, bani mulți pentru școlile tecucene, bani prin PNRR, tot prin PNRR ați obținut 2,8 milioane de euro pentru construcția primei creșe din Tecuci, în cartierul ANL, strada Decuseară, numărul 14. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu constructorul desemnat de Compania Națională de Investiții, am predat amplasamentul către acesta, urmează o perioadă de, zic eu, 2, maxim 3 luni de proiectare a acestui edificiu și zic eu că din toamnă, efectiv, constructorul va trece la primele săpături, ca anul viitor, eu știu de ce nu să avem și finalizat acest obiectiv foarte important. Este prima creșă pe care cineva o construiește în Tecuci, nu avem la acest moment, este o solicitare foarte mare pentru aceste servicii și cred eu că pentru tinerile familii va fi un real ajutor, pentru că e nevoie și de astfel de servicii în municipiul Tecuci. Sunt foarte multe familii tinere care își doresc să lucreze pentru a-și suplimenta bugetele, dar din păcate nu au cu cine lăsa copiii și atunci venim cu aceste servicii complementare pentru tinerele familii și reușim să facem acest lucru. Tot pentru tineri avem un plan de finalizat finalizăm un proiect prin ANL, prin care construim un nou bloc de locuințe prin Agenția Națională de Locuințe și mai avem încă unul finanțat prin PNRR. Deci iată că reușim să construim într-un mandat sau cel puțin să le începem, pentru că nu este ușoară pregătirea acestor documente, să construim două blocuri noi pentru tinerele familii. Dacă nu reușim să atragem tinerii în Tecuci, va fi o problemă majoră, pentru că în general populația este îmbătrânită în municipiul Tecuci și trebuie să identificăm cele mai bune soluții pentru întinerire. V-ați făcut un calcul de la începutul mandatului cam ce sume ați reușit să atrageți fonduri europene până în momentul de față? Nu am un calcul la virgulă făcut. Eu estimez la acest moment peste 50 de milioane de euro, dar aștept finalul mandatului, când o să înaintez o cifră finală tuturor alegătorilor și atunci pot evalua activitatea primarului, dacă a fost bună sau nu a fost bună, și atunci pot avea o mai clară noțiune dacă primarul în funcție merită sau nu merită votul cetățenilor. Faptul că în urmă cu câteva zile șeful liberalilor,
domnul Ciucă și-a dat demisia din funcția de premier pentru a-i face loc domnului Ciolacu, vă creează ceva emoții, emoții în sensul în care, domnule, de acum nu mai avem premier liberal și s-ar putea să nu mai tragem atât de mulți bani europeni la Tecuci? Eu spun în felul următor, atragerea de fonduri europene nu depinde de cine este premier, depinde de cât de buni suntem noi ca primărie, ca aparat de specialitate al primarului în a depune aceste fonduri. Nu poate condiționa nimeni absolut nimic în ceea ce privește fondurile. Evident că unele probleme le poți rezolva mult mai ușor dacă ai susținere guvernamentală. Apar tot felul de blocaje și una este să dai un telefon și să rezolvi o problemă mult mai repede și alta este să faci 3, 4, 5 hârtii până se rezolvă problema. E normal că s-a întâmplat această rotativă pentru că în urma acelui protocol așa a fost stabilit de la început, faptul că la o dată anume premierul liberal își dă demisia și vine cel socialist. Mi se părea normal să nu respecte acest protocol pentru că mie îmi plac oamenii serioși, oamenii de onoare. Și iată că premierul liberal și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a demonstrat faptul că este un om de cuvânt și a respectat cuvântul și iată că astăzi avem un guvern trecut cu o foarte mare rapiditate, fără prea multe valuri, oameni care s-au pus deja la muncă în favoarea cetățeanului în general. Dar cum ați perceput dumneavoastră comunicarea din jurul acestei rotative? Și mă refer aici la faptul că în ziua în care s-a sărbătorit 148 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, domnul Ciucă a vorbit fără niciun fel de problemă despre faptul că își va da demisia din funcția de premier și că va preda puterea socialdemocraților. Mie mi s-a părut o gafă și, hai, mie că aici la Galați așa am perceput-o eu, dar foarte mulți comentatori politici au vorbit despre acest lucru. Nu are omul un sfătuitor, unul care să spună, domnule, la un eveniment de genul ăsta vorbești despre liberal, nu vorbești despre cum cedează liberalii puterea socialdemocraților? Mi-e greu să fac eu afirmații și să trag concluzii pe ce se întâmplă la nivel național. Eu mă focusez pe ceea ce se întâmplă la nivel local. Evident că sunt întotdeauna lucruri de schimbat. Nici la mine, nici la alții nu sunt lucrurile perfecte. Sunt convins că nici la nivel guvernamental, la comunicarea primului ministru de la acel moment, nu au fost lucrurile poate cele mai bine așezate. Eu cred totuși că faptul că s-a întâmplat această rotativă, mie personal îmi schimbă părerea despre politică. Iată că după 30 de ani pot fi și oameni de cuvânt în această clasă politică, pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în această clasă politică tot datorită oamenilor care fac parte din această clasă politică. Certuri, tot felul de șicane, iată că s-a putut face o tranziție frumoasă între aceste ministere, între aceste posturi cheie în guvernul României, fără prea mult antam și fără prea mult scandal. Am văzut chiar zilele trecute în presă și pe rețelele de socializare modul în care s-au făcut predările de ministere, s-au făcut într-un mod cât se poate de frumos, cât se poate de elegant, lucru care așa ar trebui să fie. Asta este normalitatea. Era absolut nefiresc să văd acolo vreun scandal sau vreun fost ministru că pleacă acasă cu biroul sau cu actele din birou. Au mai fost situații când tranziția aceasta nu s-a făcut chiar ok. Eu cred că normalitatea este să avem oameni serioși, oameni care sunt responsabili pe ceea ce fac și oameni de cuvânt. Acum așteptăm și noi tot felul de rezultate de la această nouă guvernare, practic. Sunt convins că vom avea și rezultate din acest punct de vedere. Cu siguranță vor fi și probleme, pentru că am văzut că zilele următoare încep alte greve față de ce au fost până acum. Apropo de mult clamata stabilitate pe care o oferă colaborarea dintre PNL și PSD. Vorbim de dimineață până seara despre stabilitatea pe care o oferă societății, dar uităm să vorbim despre faptul că am avut o grevă a profesorilor, acum avem probleme în magistratură, avem grevă de avertisment în domeniul sănătății, taximetriști au blocat străzile din România pentru a protesta față de taximetria aceasta alternativă. Mai mult decât atât, avem și amenințări cu grevă venite din partea CFR Transport.
habar n-am dacă asta... Eu aș spune altfel. Haideți să ne uităm un piculeț în urmă, să vedem cât de des se întâmplau aceste greve înainte și la cât, la ce perioadă de timp s-au întâmplat grevele la acest moment. Evident că știm cu toții că se discută despre noua lege a salarizării, care are impact pe toate palierele. Și la mine în primărie, să știți că sunt foarte mulți oameni care mă întreabă, domnule, ce se întâmplă cu partea salarială, pentru că trebuie să fim realiști, coșul zilnic a crescut, nevoile oamenilor au crescut, iar bănuții sunt din ce în ce mai puțini și toată lumea își dorește bani mai mulți. E normal să se întâmple lucrul acesta. Sunt convins că în urma negocierilor cu sindicatele din toate domeniile pe care dumneavoastră le-ați enunțat, vor ajunge la un consens, așa cum de altfel s-a ajuns și cu greva profesorilor, când s-au găsit resurse bugetare și forme de mulțumire acestor categorii și lucrurile vor intra într-o normalitate. Nu vreau normalitate. Să vorbim foarte multă politică, eu am propria mea regulă cu oamenii din administrație, prefer să vorbesc despre administrația publică locală sau administrația centrală, pentru că eu consider că oamenii aceia trebuie să performeze în domeniul ăsta de activitate, dar nu pot să nu închei subiectul cu această rotativă întrebându-vă care e prognoza dumneavoastră. Va rămâne domnul Ciucă președintele PNL sau, după modelul patentat folosit la domnul Orban, la domnul Câțu, după pierderea mandatului de premier, îl scoateți și pe dânsul de pe funcția de președinte? Astea sunt decizii care în general se tranșează de către președinții de organizații. Eu sunt doar vicepreședinte, nici măcar prim vicepreședinte la nivelul Partidului Național Liberal, filiala Galați. Sunt convins că lucrurile acestea vor fi tranșate în urma unor analize și unor discuții destul de așezate. Nu cred că este cazul ca Nicolae Ciucă să-și dea demisia din funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Sunt lucruri care trebuie construite în continuare și în partidul nostru. E evident că întotdeauna e loc de mai bine, asta e clar acest aspect, dar nu este momentul, cel puțin nu la acest moment, pentru o nouă schimbare în Partidul Național Liberal. Însă, cum de altfel nu m-a întrebat nimeni când s-a făcut alianța cu Partidul Social Democrat, sunt convins că se pot întâmpla lucruri peste noapte fără a ne întreba prea mult. Spune cineva la Tecuș, domnule, care e punctul tău de vedere? Nu o să se întâmple lucrul acesta. Noi, de multe ori, să știți că ne informăm din presă de ceea ce se întâmplă pe la București. Alte ori aflăm pe surse, alte ori mai discutăm și noi la centru să vedem ce se întâmplă, dar să știți că pe mine personal mă interesează administrația publică locală, să fac cât mai multe lucruri bune la mine în comunitate și dacă reușesc să-i mulțumesc pe oameni, atunci scopul meu ca om politic a fost atins. Cum mai colaborați cu socialdemocrații din Tecuci? Păi... Nici nu știu cum să vă spun. Eu întotdeauna am căutat și am lăsat ușile deschise pentru toată lumea. Am căutat o colaborare. Am o colaborare bună cu viceprimarul social-democrat pe care îl avem noi la Tecuci. Nu înseamnă că întotdeauna ne înțelegem pe proiecte. Uneori votează proiectele, alteori nu le votează. Păi cum funcție... așa? Când spunea domnul... Prezint, scuze că v-am întrerupt, dar îmi spunea domnul Costel Fotea la o emisiune aici în platoul de filmare că la PSD s-a stabilit foarte clar că toate proiectele de investiții cu fonduri europene mai ales să fie votate de către consilierii social-democrați din Tecuci. Asta a spus domnul fost președinte al PSD Tecuci, domnul Fotea. Da. Pentru că acum au alt președinte. Păi, vă aduc aminte că anul trecut, la final, la aproape de final, am ratat depunerea unui proiect de 1 milion de euro pentru că domnii consilieri de la Partidul Social Democrat și cei de la Independenți, de fapt tot Partidul Social, da. Așa, nu au vrut să vină la ședință. Și am pierdut o finanțare de 1 milion de euro pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Tecuci, bani care pe lângă faptul că câștigam această finanțare, mai câștigam și reducerea facturilor la energie, care la acest moment sunt destul de scumpe. Haideți să vedem declarația pe care a dat-o domnul Fotea referitoare la acest subiect și comentăm după aceea. În regulă. Are
are vreo legătură meciul acesta politic dintre PSD și PNL la Galați cu faptul că în 2020 PSD a pierdut primăria municipiului Tecuci? Nu. Nu, adică eu personal nu o văd în registrul ăsta dintr-un singur considerent. Și anume, dacă mi-arată mie, domnul primar de la Tecuci, vedeți, am spus domnul primar de la Tecuci, că Partidul Social Democrat, împreună cu consilierii UIPT, nu au votat vreun proiect al Consiliului Local Tecuci, un proiect de dezvoltare, un proiect cu fonduri europene, un proiect cu fonduri guvernamentale, un proiect chiar și cu fonduri proprii al municipiului Tecuci pentru dezvoltarea municipiului Tecuci, eu vă garantez că nu mai vin în emisiunea dumneavoastră sau nu știu, fac ce spuneți dumneavoastră, dar atât timp cât consilierii PSD, consilierii UIPT au asigurat tot timpul majoritatea în Consiliul Local, în ședințele de Consiliul Local Tecuci, au asigurat absolut votarea tuturor proiectelor pe care le-a propus primarul Tecuciului. Bineînțeles, cu toată aroganța pe care a făcut-o primarul de la Tecuci, că anunța consilierii în ședință de îndată cu o oră sau cu jumătate de oră. Asta înseamnă aroganță, domnul Rugină. Regula care este? Că nu știu, n-am acum ce se întâmplă? Sunt și proiecte de îndată, dar este imposibil ca un proiect de îndată sau un proiect sau o oportunitate de proiect să trebuiască să o voteze în jumătate de oră. Este imposibil. Eu n-am făcut niciodată ședințe, nici măcar când era pandemie, nu am făcut ședințe anunțate în jumătate de oră, deși atunci era o chestie de viață și de moarte, pentru că trebuia să aloc bani la spitale, pentru că trebuia să aloc bani pe medicamente, și ședințele de îndată erau anunțate ori cu 5-6 ore înainte, ori cu o zi înainte, nu cu jumătate de oră înainte. A, că nu au votat împrumutul, și asta este un adevăr, că dacă ar fi fost un împrumut, și repet, dacă municipiul Tecuci ar fi împrumutat cei 30 de milioane de lei și ar fi avut proiecte, nu știu, de 800 de milioane sau 900 de milioane de lei și ar fi avut o cofinanțare de 30 de milioane de lei, cu mare drag, oricând. Dar nu poți să vii din bugetul propriu al Consiliului și să faci împrumut pe 20 de ani sau cât este făcut acolo cu un robor de 8-9%, cu dobândă de 3-4%, și tot așa mai departe, să îndatorezi Tecuciul ăla pe 20 de ani doar pentru că vrei tu să faci niște, să torni acolo niște asfalt. A fost un pasaj dintr-o emisiune pe care am făcut-o împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Costel Fotea, pe data de 17 mai. Și spunea domnia sa, consilierii PSD și UIPT au asigurat quorum de fiecare dată, au votat toate proiectele primarului, sunteți arogant pentru că ați convocat ședință de îndată cu 30 de minute înainte și singurul proiect pe care nu l-au votat este cel legat de împrumutul acela de 30 de milioane de lei pentru asfaltare. Cum comentați, vă rog? Domnul președinte Costel Fotea este un adevărat om politic. Știe foarte bine cum să rotească cuvintele astfel încât să cadă tot PSD-ul în picioare. Îi atrag atenția domnului Costel Fotea că poate uită că și în primul an și în al doilea an de mandat, Tecuciul a fost printre ultimele municipii din România care au avut bugetul aprobat, datorită consilierilor locali de la UIT și de la PSD. Dumnealui poate uită acest aspect. Doi la mână. Cu privire la ceea ce spune dânsul, că sunt arogant, că, vezi, dragă doamne, convoc ședințele cu o oră, două înainte. Păi nu vă supărați, dar eu informez consilierii locali și le spun, domne, o să facem o ședință de îndată, mâine la ora D. Într-adevăr, ei sunt informați cu 24 de ore înainte de faptul că vom face o ședință. Convocarea, într-adevăr, o dau cu o oră, două, trei înainte, dar ei sunt informați în prealabil, că nu-mi permit niciodată să informez oamenii cu o oră înainte, haideți veniți la ședință. Pentru că oamenii muncesc, sunt plecați, inclusiv consilierii mei locali de la PNL sunt în tot felul de activități angrenați, că sunt la școală, că sunt, eu știu, la serviciu unde sunt dumnealor, nu pot să-i anunț cu o oră, două înainte. Deci este o informație eronată pe care dânsul o
o aruncă în spațiu public fără să o verifice măcar sau o aruncă în mod tendențios. Iar în ceea ce privește împrumutul pe care dânsul spune că l-am luat eu, îi aduc aminte că echipa dânsului de la PSD cu fostul primar Hurdubaie au fost cei care au aprobat acest împrumut, nu eu. Împrumutul a fost aprobat de PSD și acum n-au știut cum să facă să întoarcă această chestiune, să spună, domnule, împrumutul a fost făcut de Costin. N-a făcut Costin împrumutul. Ne uităm că avem toate documentele necesare. Să vedeți când a fost aprobat de către Comisia de Aprobare a Împrumuturilor Locale de la nivelul Ministerului de Finanțe. O să vedem când este dată hotărârea de Consiliu Local. Hotărârea de Consiliu Local este dată în 2020, în luna a treia, când primar era Hurdubaie Constantin și nu era Costin Lucian, când majoritatea era a Partidului Social Democrat și nu a Partidului Național Liberal. Domnul președinte, v-am spus, este un om politic foarte bun. Este un excepțional comunicator al Partidului Social Democrat, face în așa fel încât să scoată întotdeauna primarul vinovat, dar dânsul uită faptul că de la dumnealui au plecat foarte multe comenzi politice de blocare a activității primarului, tot în scopul de a câștiga prin, eu știu, prin diferite metode care nu fac bine cetățenilor, puncte electorale. Inclusiv cu ceea ce se întâmplă cu această societate Rotary, care este o societate care a, pe hârtie vorbim, sunt documente care spun acest lucru, este o societate care a donat bani în campanie Partidului Social Democrat și la comanda politică întârzie și fac tot felul de lucrări ca să facă, să creeze disconforte cu cenilor. Aveți probe prin care puteți demonstra faptul că întârzie lucrările intenționat? Avem tot ce trebuie, da. Aveți? Avem tot ce trebuie. Eu pregătesc, și vă spun un lucru în exclusivitate aici la dumneavoastră, pregătesc și o plângere penală împotriva celor de la Rotary și cei care urmăresc aceste lucrări, pentru că vreau să se facă expertize, să vedem modul în care s-au făcut aceste lucrări și dacă sunt conform proiectului. Pentru că eu am mari rețineri în ceea ce privește acest proiect. O să vedem la momentul respectiv și finalitatea acestor sesizări pe care le voi face. La precedenta emisiune mi-a spus că relația dumneavoastră cu prefectul Galațiului, domnul Sorin Gavril, care se pare că va fi contracandidatul dumneavoastră la alegerile locale de anul viitor, nu este tocmai grozavă. S-a schimbat ceva în acest interval de timp? Domnule, eu am făcut foarte multe solicitări către instituția prefectului, nu către prefect pe persoană fizică, către instituția prefectului și reprezentantul acestei instituții pentru rezolvarea unor probleme stringente în ceea ce privește o serie de probleme din municipiul Tecuci. Din păcate, n-am primit nici măcar răspuns la adresele pe care le-am făcut. Mă așteptam ca tecucean fiind să intervină mult mai aplicat și cu mai multă putere pe zonele în care dânsul are atribuții, să ne ajute. Cum alții au ajutat primariilor, eu știu, oamenii care sunt în comunitățile lor și prin tot felul de acțiuni, mă așteptam ca din partea prefectului, noi ca tecuceni, repet, nu eu ca primar, să primim susținere pentru rezolvarea unor probleme pe care le întâmpinăm. Nu a fost să se întâmple lucrul acesta. Eu știu, poate mai așteptăm, poate dânsul este la început de mandat, până se acomodează cu noua funcție, poate mai durează, eu știu, până când va candida dumnealui la primărie, poate, eu știu, ne ajută și în schimb părerea. Dacă va face acest lucru, cu siguranță să știți că voi recunoaște când se întâmplă lucruri bune din partea unui om, pentru că nu am nimic de ascuns când se întâmplă lucruri bune. Din păcate, la acest moment, nu am ce să spun, da, domnule, uite, a venit prefectul și ne-a ajutat în această problemă, jos pălăria. Mi-aș dori măcar să răspundă la adresele pe care le-am trimis. Pe final de emisiune am păstrat un mesaj pe care l-am primit de la unul dintre telespectatori și care se va constitui într-o întrebare pentru dumneavoastră. Crea că primăria întârzie definitivarea unor proiecte ca să se ajungă la anul electoral 2024 să poată bifa primarul realizări în timpul campaniei electorale. Nu o să vă întreb dacă informația e corectă sau e falsă, o să vă întreb doar atât, din experiența dumneavoastră. E una dintre strategiile de campanie la care recurge în general un primar? Cred că este în primul rând, cred că este cea mai proastă strategie de campanie să finalizezi lucrările în perioada de campanie. Pentru că omul vine și spune, domnule, dar faci acum că e campanie, că dacă nu era campanie, nu făceai.
departe gândul de această strategie pentru a finaliza lucrările în perioada de campanie, numai că vreau să vă spun o chestiune. Tot ce am început eu în primul și al doilea an de mandat, se termină de regulă cam în 2-3 ani. Și dacă faceți un calcul, o să vedeți că multe din lucrările începute de mine ca primar, o să vedeți că au termen de finalitate, eu știu, anul 2024. Avem altele pe care le începem anul acesta în 2023 și cu siguranță se vor termina în 2025-2026. Cine va fi primar? Dacă voi fi eu, le voi termina eu. Dacă nu voi fi eu, va fi altcineva pe care va finaliza aceste proiecte. De regulă, un proiect, în funcție de cât este de mare, durează de la un an până la, eu știu, 3 ani, 4 ani, dacă este un proiect foarte, foarte mare. Dar, de regulă, undeva la o medie de 2-3 ani sunt cam majoritatea proiectelor. Ele, bineînțeles, se mai întârzie și datorită unor situații, cum au fost, de exemplu, cum a fost creșterea prețurilor. Da? Creșterea prețurilor, să știți că a dus la blocarea tuturor șantierilor din România, nu numai de la Tecuci. Că toți constructorii au spus, domnule, stop, pentru că nu mai putem construi ceva, lucrurile au luat o razna. Și atunci, cred că s-au pierdut undeva la 3-4 luni în toată țara cu aceste șantiere. 3-4 luni se adaugă la contractul inițial. Și așa ajung uneori aceste întârzieri sau motivul pe care vi l-am dat cu strada Matei Basarab, de care v-am spus la începutul emisiunii, când stai după un aviz câte 3 luni, 6 luni, stai după un avizator să ți aprobe o chestiune banală pentru că nu știu cum să procedeze. Sunt absurdități, dar iată că ne întâlnim cu ele în ceea ce înseamnă administrație locală. Nu pot decât să vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți în continuare. Dacă spuneți că nu este o strategie pe care o preferă în general un primar și dumneavoastră în particular, nu vă pot ura decât să finalizați cât mai repede, dacă, cât mai multe proiecte. Dacă îmi permite, să știți că strategia mea de campanie este să merg să stau de vorbă cu cât mai mulți oameni și vreau să vă spun că săptămână de săptămână sunt pe străzile din municipiu și vorbesc cu foarte, foarte mulți oameni. Oamenii sunt, să știți că sunt foarte deschiși, îmi transmit exact gândurile lor, îmi spun, domnule, aici cred că ai făcut bine, aici cred că n-ai făcut bine, dacă îmi spun ceva că am greșit, încerc să le explic să înțeleagă de ce am ales acea variantă și de multe ori să știți că înțeleg, da, domnule, ai avut dreptate, noi am văzut altfel lucrurile. Și iată că strategia de campanie practic este de mână cu omul, de față cu el, stai de vorbă și înțelegi problema. Și atunci cred că asta este cea mai corectă formă de rezolvare a tuturor problemelor și cea mai bună strategie de campanie, dacă tot ați vorbit de campanie electorală. Mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Vă mai aștept aici să vorbim despre proiectele Tecuciului. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!